O frumoasă prezentatoare și un celebru fotbalist au fost surprinși împreună de paparazzi. Este vorba despre Maria Simion și Tacian Varga. S-a înfiripat o nouă relație în showbizoare. Ei bine, ne spune chiar Maria. Maria, bună ziua! Bună, Laura! Ai ceva să ne spui, Maria? Eu vă spun, dacă vreți să auziți ceva în mod deosebit, vă spun. Spune-ne tot! Ce să vă spun? Am ieșit în oraș, niște prieteni. Deci nu se pune problema de o relație amoroasă între tine și Dacian Varga? Nu, nu se pune nicio problemă. Am ieșit pur și simplu în oraș cu niște prieteni. Eram mai mult la masă oricum. Deci chiar nu. N-am nimic să vă zic interesant. N-ai nimic să ne spui interesant și nu ai nimic de ascuns ca să facem lumină în acest subiect. Nu mă duceam în centrul Bucureștiului. Că presa așa o dă astăzi. Da, am văzut, ce să zic... Sunt flatată pentru interesul deosebit acordat mie, dar chiar nu, viața mea nu e atât de tumultoasă pe cum cred unii. Păi, așa cum spunea Maria, cum să nu existe interes? Vorbim de tine, o frumoasă prezentatoare și de un cunoscut fotbalist. Dar eu mă întreb, au existat anumite gesturi romantice între voi? Sau mai ales dacă spui că erați mai multe persoane acolo la masă. De ce nu era Dacian Varga cu o altă domnișoară care vă însoțea? De ce tocmai cu tine? Păi nu, eram la o masă, el era lângă mine, săracu. Acum dacă băiatul e lângă mine, trebuie să fie neapărat împreună cu mine. Adică... chiar n-are nicio legătură. Era lângă mine și na, normal. Am stat de vorbă, am glumit, am râs, am socializat, deci chiar nu... Dar cum fac doi oameni n-a care... N-a fost romantic, să știi. Asta întrebam. Cum fac doi oameni care se află într-o relație normală de amiciție, de prietenie? Tu ai văzut pe imaginea alea vreun gest romantic? Păi de te întrebam. E ceva ce-mi scapă mie? Nu, chiar nu. N-a fost niciun gest romantic. Efectiv, am stat, am râs, am glumit, am povestit. Nimic senzațional, să știi, chiar nimic senzațional. A, și nu stăteai pe pervaz, nu stăteai și tu la masă? Să știi că nu, uite, eu de asta sunt foarte supărată, că, de fapt, nu știu dacă sunt supărată sau... Intrigată, nu? Da, deci, adevărul e că, măi, eu sunt slăbută, dar acum nu stăt în cap chiar pe pervaz, sincer. Pe pervazul restaurantului. Da, că... oricum o să-i spun, de aceea dată așteptare că mă scoate în oraș, că, nu știu, să ia și el o masă cu scaune, cu tot ce trebuie. Da, dacă are vreun gând, măcar să te scoată la masă. Da, măcar să vă așezați la o masă, pe un scaun, exact, nu pe pervaz. Da, nu, foarte romantic din partea lui că m-a scos pe pervaz. Ne s-au lămurit lucrurile, nu vorbim despre o relație amoroasă între tine și Dacian Varga. Nu, suntem prieteni și chiar nu avem nimic de ascuns, niciunul dintre noi. S-a elucidat misterul. Mulțumim, Maria, că ai intrat în direct cu noi. Și să ne ții la curent când e cazul, știi tu. Absolut, da, bineînțeles. Data viitoare când ieșim, promit că o să avem și scaun. Așa, mulțumim, Maria, te pupăm. Bine, te pup, pa, pa, pa.